nu-mi rămâne decât să-mi salut colegele, Teo și Lucreție, care au un invitat special în bucătărie. Teo și Lucreție! Teo și Lucreția, Cristina, tu cu prezenția, că de fiecare dată uiți. Imediat e gata, sezonul și nu s-a prins. Iartă-mă că nu te-am articulat, iartă-mă, Lucreție, dragă. Uite, cine m-a dus astăzi, acel Teo, te rog frumos, că e domeniul tău. Dar lasă-mă să salut, măcar. Ai salutat, l-ai salutat. Nu, serus, așa. Nu, serus, serus, toc. Am fost invadată, dar e bine, pentru că ieri am avut o criză de spate și nu prea, așa mai frumos, dar nu prea știu să stau acolo pe scaunel. Nici nu vă țin mult, pentru că după cum vedeți avem o mare de chestii și pe Mario. Dacă e mare, mare și Mario. E mare, nici normal, mulțumesc. Păi, mi se pare Cristina, începem să râdem iar. Nu. Eu zic să... Lasă fata în pace, lasă fata în pace. Să râdeți voi acolo în bucătărie. Bun. Dar vezi că Teo nu-i cu minte, imediat scoate tigaia și sare cu tigaia la tine, așa că... Păi noi suntem aceia să-l strunim pe Mario, să știți. Deci nu vă faceți griji că ajungem la bun sfârșit cu rețeta. Am tigăi de toate dimensiunile, moalele capului, deci liniștit. Așa, vino să ne spui... Nu, spune-ne, ce facem astăzi? Pot. Gata, începem, da? Da, ce gătim astăzi? Gătim somon cu legume. Ca la pole position. 5 minute îți dau pe ceas, spune-ne. Gata, începem. Stați să mă pregătesc. Uitați, începem cu somonul. Deci facem somon. Ta-na-na-na. Hai, Lucreție, să facem așa. Nu, hai să facem. Acolo. Nici chestia vrins, nu vrins. Bun, imediat îi pregătim. Deci somon avem. Pregătim imediat. Uite cum perie și pensulează și... Am fost la pădure și am vânat. Da, cresc în făget, de ăștia copaci atârnă. Și pe calea turzii mai sunt. Atenție. Pe calea turzii. Deci, atenție, dragi prieteni. Și cei care mă urmăresc, soția mea acolo, mă frez, să rămână, te pup. Unde-i becul aprins? Acolo se faci cu mâna ca să înțeleagă. Unde-i becul aprins? Aprindeți-ne. Acum nu avem bec. Acum nu avem bec, fă peste tot. Bun, ce facem? În primul și în primul rând. Pregătim somonul pentru 30 de persoane în seara aceasta, nu mai plecăm din studio. Așa, avem sare de mare, avem cartofi în coajă, o să-i punem împreună cu somonii la cuptor. Așa. Atât. Nu te-am întrebat în cuptorul ăsta, în cap, somonii? În cap, pentru că dincolo de perete am mai dat am o gaură. Am mai dat o gaură și am ieșit la perete. Bun, uite așa facem. Dăm sare începând de aici, din partea de la cap. Ok? Da, e dezmățat? Dezmățat, am scos tot din ei, am tranșat. Așa? Pot face asta și cu file de somon, dacă foarte nu somon, puțină sare, vedeți, atât. Întreg. Teo, te rog să mă ajut să punem cartofii, da? Nu, doamne. Să-i împărțim așa. Și am crezut că stau. Nu, lasă că... O să stai în seara asta. O mână de femeie ce bine face la somon. Bun, mergem mai departe, curățăm și al doilea somon. Toți îi punem așa pe lângă? Da, nu toți, trebuie să împărțim, da? Primul. Câte tăpi avem? Două? Ia să vedem, câți cartofi avem? O grămadă! Ai luat pentru 30 de persoane. Eu ieri am fost la piață cu Teo. Dar mai piața n-a fost așa. Am două zile am pierdut la piață. Cât am stat? Trei. Deci acum tu ce scuz? Am pus somonul, l-am dat cu sare de mare, am pus cartofii și intră la cuptor. La câte grade am încins cuptorul? La 180 de grade, îl lăsăm. Bun. Ce vreau să vă spun, se va găti această masă pentru 30 de persoane în 50 de minute. Și împreună cu desertul. No. În 50 de minute tot? Totul. Hai de mine și de mine. Bună, ce rachetă? Dăm primul somon. Ce nu-ți ajunge Lucreție? Am zis că rachetă. E foarte bine, lasă că e bine. Băgăm primul somon la cuptor. Pregătim și pe al doilea. Dacă nu încape, îl îndoiți un pic de yoga, n-a făcut coada, nimănui. Se mai îndoaie câteodată, dar nu contează, are cine să, după ce o scoate, se îndreaptă. Al doilea somon. Ăsta e mai grăsuț un pic. Tu ține sarea, te rog frumos. Așa. Am un rol foarte important în această emisiune, țin sarea. Sare, mamă, sare. Ești mândră de mine. Bună ziua, 2016. Hai că eu suportul tot de microfonul, să încerc să stau în partea asta. Altă. Aici, stai acolo, nu mă căută. Dar nu-l poți urmări, că e ca peștele în apă. Da, ca prâsnelui. Unde-i sarea? Aici. Unde mi-ai dat soție. Sare de mare, scrie pe ea, adusă din Franța, nu spun. Ta-ra. Ce cauză, ce repede că spui un repede, zâr cu... Sare, tot sarea, ocolo, da, Teo. Da, uite, spune, să dăm, mai trebuie, nu prea mult, punem mai puțin, că trebuie să dăm la oameni să mănânce, deci așa. Acum cartofii. Hai, Teo, repede. Așa. Vedeți? Suntem în criză de timp, să plecăm. Cristina, ai înțeles ce facem aici? Să ajungem în Hawaii. Important este că nu poate să fie atât de simplă rețeta, doar cu sare de mare. Doilea somon, bine? Bun. No. Dragă. Cu piciorul. Așa, și... Se vede că Mario le are cu dansul și cu asta, că numai tot în șpagat mă ține pe aici. Așa. Acolo-i. Aici, îndoim și...
Da. Uitați ce frumos stau. Să-i odihnească bunul Dumnezeu. Bun. Cu ce cod? Ce mai facem acum? Stai, da. Ține tu până-i dau eu ceva. Ce-a fost mai greu? Unde e camera cu roșu? Aprinde-ți-ne, acolo. Acolo. Nu, domnul doctor, stați așa. Tamponează-l, tamponează-l. Așa, bun. Mulțumesc, dragă. Cu plăcere, dragă. N-am cum să-i țin microfonul, sper că înțelegeți. Ține-mi-l, mi-l ții tu bine. Ești prea ca argintul viu. Bun. Am băgat sau ce a fost mai greu? Au trecut. Acum la cuptor. Artileria grea este acolo. În 50 de minute, somonii se vor coace la 180 de grade. Numai cu un pic de sare. Urmează ca legumele să le facem pe această plită specială. Dar spune-ne ce legume avem aici, să parcurgem și capitolul legume avem și să... Ardei gras. Ardei iute. Toate culorile, vede? Ardei iuți, picolini roșii, mărar, ciuperci, așa. După care mai am acolo un blender foarte special. O să fac și un sos a la Mario. O să facem și un desert. Mă distrează foarte tare că mi se spune în cască ține-i microfonul. Unde? Când omul face așa? Unde credeți? Că nu mă vă întreb. Asta fapt divers. Asta nu se scoci la mine să le luăm. De ce ți-l pun așa? Gata, așa. Dar de ce nu se aude asta? Să vedem. Nu știu ce, ceva deci, ai făcut legume. Tu că lovi cu peștile. Să revenim la legume. Ce mai punem? Mărar? Mărarul va veni la urmă la sos. Bun. La sos și la cartofi care vor... Cartofii în coajă. Desfacem și va veni... O să răzălim niște brânză foarte bună. Pe care o să vedeți ce un festin adevărat o să avem aici. Mai întreabă-mă, Teo, dacă vrei, dacă nu răspund eu. Nu, că mi-e frică că faci infarct, că dacă te mai întreb ceva și te tătăciți așa și n-avem pronto socorso aici. Mi s-a spus că avem 5 minute. Au trecut... Cât mai avem? Tu zic că pe ce tai eu când mai avem bugăt. Deci, cum punem legumele? Cum pune legumele? Să nu trecem o să la dăm drumul spunem la plită, da. Am lăsat așa, că avem timp îndelungat. Asta știți la ce e bună plita asta? Pentru zacuscă. Deci ca să știți. Să coci vinetele, da. Nu? Vinete, șardei și gogoșa. Ai copt, am trecut vinete. Trei feluri de zacuscă pun în fiecare an din 20 de kg de vinete. Ce întrebări. Așa, bun. Așa de multe că în Ardeal numai un singur fel se face. Nu e adevărat. Exact, da, ei cu ele în sud, acum aia, și clar. Mai fac mai mult. Care e aia din sud, care pe de tu dă la ficat? Se face și cu fasole și se face și cu morcov. Deci trei. Morcov așa. Întreg sau feliat? Dat pe răzătoare. Că asta e vestea proastă care au primit, dar nu mai spun cine, așa. Că s-au feliat castraveții. O știu cu feliatorul de casă. Așa. Bun. Și le punem întregi pe grătar. Da, punem întregi. Înainte. Bun. Dar ajunge, înainte de a da drumul la aceasta, că asta e o plită. O astfel de plită mi-aduce aminte de copilărie. Toată mâncarea mi se făcea pe plită. Totul se cocea pe plită, fără ulei, fără ingrediente, fără... Totul era natural. De aceea am încercat și în această seară să aduc numai produse naturale. Ciuperci, am spus de ciuperci? Ai zis, da mai zis o dată, că nu mai... Toate aceste legume o să vedeți la momentul oportun. Peste un sfert de oră sau 20 de minute o să începem să lucrăm cu această plită, cu care eu am crescut. Aveam în curte, mama mea avea făcuse un cuptor mare de pâine în care acolo intrau pui, somoni, pește. Nu știu ce copilărie ai avut-o, dar la noi nu intra nici pui, nici somoni. În grădină. Aveam un copac special soia în care somonii creșteau cu coada în sus. Așa, târnam, da. Și ca să putem să... Bun, deci acum ne apucăm să facem asta, ca să le... Să ne apucăm, trebuie să dăm drumul la plită. Bun. O să dăm drumul la plită, las că dau eu drumul, da. Am făcut instructajul aici. Și eu pot să stau? Și o să stai cu mine să vedeți cum pun toate legumele. Nu, am vrut să stau. Avem sos, cremă de... Reducție de balsamic, de asta găsiți. Cremă de aceto balsamic, sos de soia, aceto balsamic. Și cu astea stropim legumele? Stropim legumele, ulei de măsline din grădină de la noi, iar aceto de balsamic, sare de mare, usturoi foarte bun. Asta e de la pentru desert. De desert nu vă spunem nimic încă. Desert mai avem vreme. Acum ne apucăm de legume. Apucați-o, las acolo în liniște. Să nu ați prezentat toate ingredientele necesare pentru pește. Lucreția, dă microfonul Lucreție. Ui, microfonul! Lucreția să aducă microfonul și tu să stai blând că nu te pot urmări. Șef, las că când să mișcă prea mult îi dau peste cap. Bun. Așa, gata, zi. Dacă... Hai! Nu atingeți nimic. Dacă tot o să mere la variera, aleluia, că nu prididim cu omul ăsta, potolește-te omul lui Dumnezeu că ai pățit ceva aici în direct. Deci, dacă tot ne cântă fanfara ca la nuntă, pisică albă, pisică neagră, noi facem aici mâncare cât pentru 40. Nunți, botezuri, parastase, pomelnici, acoperim tot. Deci, apoi începe, dragă, stai să mă dau la o parte. Stai aici, stai cu mine, Teo, că îmi porți noroc. Și, 1, 2, 3 și... Aurcam cipercele. Fă un scomod de fundal, tu zici ceva. Ta-da! Aha. Și urmează, ce urmează? Urmează roșiile, sunt toate spălate. Tadam!
Continuați! Așa, punem și roșiile. Uitați cum se pune aici. Dintr-o ciupercă nu muri nimeni. Ați crescut cu plită, ați mâncat pe plită, nu? Totul. Mâncați ficăței din aia bun pe plită cu sare, pește, saramură. Mario, oamenilor le tare foame, tu gătești acolo. N-au mâncat acasă. Nu, au venit să mânce la noi, că le-am zis că facem 30 de porții. Am scos cotorul, o să vedem, după ce îi tăiem mărunt, aruncăm și... Uite, da. Deci tăiem rondele. Uite așa. Rondele. Deci în principiu cam așa să legumele pe plită. Cam așa. Și le stropim cu de toate. Uite, aruncăm și ardei din așa să... Usturoi. Usturoi cu coajă, să-i dăm gust. Tu, Teo, mai curățăm usturoi, dar numai cu coajă mi-ar trebui, știi? Am înțeles. Bun, deci noi cu asta ne ocupăm aici. Punem așa totul, fără nicio ordine. Așa, și ce, cu ce le stropim, să știu oamenii. O să le stropim. Sare. Mai punem sare. Când încep să se coacă, o să stropim cu sare, cu ulei de măsline foarte puțin, acetul balsamic și... Mie tu cu telefonul, tu. Mai avem o cremă de acetul balsamic și sos de soia. Ați înțeles? Da. Totul este în regulă, să aveți grijă cu sosul de soia, dacă este foarte sărat, să nu puneți foarte multă sare foarte puțin. Pentru că sunt sosuri de soia care sunt foarte, foarte... tamponează-l. Tamponați acolo, eu trebuie să vă spun că mă bucur tare mult mulțumesc. Că pregătim somon, Pana, pentru că și... este... O cină sănătoasă, Mario, te rog frumos, legătura este aici la mine, stai acolo cu minte, că tocmai îți lăudam rețeta. Mai ales acum că reușim să gătim un somon, doi somoni pentru 30 de persoane. Doi monștri de somoni. Monștri. Mario, prosid. Bătrânul sare. Și Maria. Sare. Sare. Fii atent cum se împrăștie sare aici, uite acum. Fără număr. Pune și tu dacă vrei. Așa. Vei ieși necăpomenire. Bun, am pus sarea așa, nu mult. Bun, și ce mai facem acum? Sosul? Ce urmează? Acum urmează un moment foarte important pentru această... Hai, nu crezi că stai de-a tău. Stai să-l fac samurai. Așa. Să nu-mi rămână urechile afară, te rog. Lasă urechile afară așa, că să-ți oprească fluviul de pe cap. Aia e important. Pui pe urechi. Okay. Bine așa? Așa, foarte bine. Hai, hai cum arăți. Hai de mine. Desfacem? Două și... Trei și... La acest pește merge un Sauvignon Blanc. Prego. Grazie. Îi dai și Leli. După atâția ani de italian am știut să mulțumesc. Dar de ce împăhărele de ce te uiți așa uimită, Cristino? Păi, uite, am văzut acolo una, două, trei pahare. Nu? Sau câte sunt acolo? Acum să, ne ducem să inspectăm ce fac cei doi somoni. Noi nu bem acum, că nu-i voie să... Nu beți acum, dar dăm un pic noroc. Dăm noroc în cinstea somonilor. Hai să vedem ce fac somonii. Să trăiască somonii, era să zic. Dă-te, nu crede să-i vedem. Uite, aici au să... Asta ne face cu coada? Să dăm noroc cu ei. Doamne, ajută-vă, dragilor! Oi. Mergem mai departe. Bun, punem parul. O să urmeze... Suntem pe calea cea dreaptă, cred. Dragii mei, o să facem și un sos. Am spus ceva despre sos? N-am spus. Nu. Sosul... Hai să facem sosul, da. Să știm o treabă. Eu am să-l gust. Da, nu, deci... Nu-i voie, că suntem la ora 5. Așa. Stai să mă duc să-mi dau. Mai rapid decât noi cu camera. Atâta noroc că se mișcă el foarte așa. Bun. Stai să luăm un pic, să mai întoarcem aici, să vedem care e situația. Așa, ia... Avem și un spatlu. Legumele se întorc! Ele se coc așa ca la soare, ca pe plajele din Hawaii. Așa ne coacem și noi acolo, să plec în vara asta, să gătesc și acolo, împreună cu soția mea. Laudă-te, gure! Te iau și pe tine. Întâi plec cu tine și o să scămâie! Mergem întâi. Ești noi. Unde ai învățat să gătești, zi? La Vaslui. Unde? La podul alt. La podul alt. Mă pasionează foarte, am multe pasiuni. Cea mai mare pasiune este... Îmi place să fac dragoste cu soția mea. Una, cea mai prima. Eu zic să bem vin și să vorbim despre lucruri din astea. E în regulă, lăsați, e o emisiune bună. A doua pasiune, dansul, urmează cai și gătitul. Păi, în timp ce fac dragoste cu soția. Alimentează lucrurile, alimentează, să meargă discuția, vorba lui Nelson. Oprim un pic plita, hai să oprim. Așa, hai să vorbim despre sos, să nu ne pierdem în... Sosul. Bun, sosul. Sosul. Am acolo un blender foarte... Iar să laudă cu blender. Da, foarte special. De foarte special. În care așa. Aici vom pune smântână. Încearcă să nu stai cu spatele ca să vadă lumea cât e ceva, deja, că ești samurai așa. Deja smântână. Da. Stă în poante. No, de acum nu mă așa vă gătesc. Deci așa să începem fiecare emisiune. Aici punem smântână. Așa. După smântână. E smântână de porc adevărată.
Așa. Avem faimoasele semințe de cânepă. Mă, dar să mai trag o mască, n-am simțit bine. Rău. Se găsesc în comerț. Da, semințele decorticate de cânepă sunt foarte, foarte sănătoase. Este și ulei de semințe de cânepă. 30% proteină vegetală. Sunt atâta mega sănătoase. Ajută, stai să spun un pic, să știe oamenii despre ce este vorba. Ajută la scăderea colesterolului rău, încurajează colesterolul bun, au foarte multe uleiuri esențiale, au aminoacizi, au antioxidanți, luptă împotriva cancerului, sunt foarte, foarte bune și le puteți folosi de la deserturi și până la sosuri. Așa. Și știți că eu am pe blog o secțiune întreagă dedicată semințelor de cânepă, de la desert și până la tot felul de garnituri. Sunt foarte, foarte sănătoase. Mi-am terminat. Surprise! Da. Mănâncă, păi, trebuie să le și explicăm la oameni. Ce... O haită de cățăie sunt dreaptă către blender. Iu! Jebe! Jebe! Atâta vă spui că Mario e o probă pentru cameramanii noștri. Zara. Ei dau lucrare de control. Speedy Gonzales. Cine urmărește pe Mario, o trecut. Știi cum e, știi cum e ca ăla? Mic, mic. Da, exact. Mergem mai departe, mergem mai departe. Mergem mai departe și... Avem așa, crema de acetă balsamic, da? Din Modena. Foarte bun. Punem și aici. Mi s-a spus să pun atât, da? Mi-ajunge atât. Controlează la loc, ce pune tu acolo. Eu ce să mai controlez, că mi-a scăpat de sub mână de totul, totul. Și ce mai punem? Mai pune și de alea pe acolo ceva? De sos de soia. Lămâie, punem, nu punem lămâie. Punem un pic de... un pic de ulei, așa... I-am dat deja pe bandana, că o curs pe lângă. Să, uite ce câtă mișcare fac eu în bucătărie. Cam prea multe. Tăiem și o lămâie, dar înainte... O tosănim. Operațiunea de tosăni lămâia. Pentru că așa iese mai mult suc, dar la fel de bine puteți să tăiați lămâia în jumătate și să o dați câteva secunde la cuptorul cu microunde și asta încurajează să iasă sucul din lămâie. Trag de timp, poate cameramanii reușesc să-l urmărească dacă vorbesc eu între timp. Am pregătit și sos. Ai pus usturoiul? Nu, sigur că l-am pus. Mai pun o dată dacă vrei. Ai pus... Eu sunt numai cu vorbitul. Ai pus mărarul. Mărarul. O spălăm un pic. Și astea toate le dăm prin blender și o să avem blender, un acum... sos pentru legume și pentru pește. Și mărarul punem tot în blender. Ați înțeles voi. Punem și mărar. Câtă padă de-o face aici? Mi-a trece la padă de 4 imediat și nu mai încap de el. Ia l-ai. Bun. Cam așa continuăm cu sosul. Uite așa arată. Arată-ne repede, pornim blenderul și ne ocupăm noi cu alte lucruri în bucătărie. Cristina, salvează-ne! Iar văd că Teo ți-a pregătit un cocktail cu mărar. Până atunci Nu eu! Deci emisiunea asta a fost... Uite ce cocktail frumos! Lucreție, sunt deja invidioasă. Te rog să așa servești. Așa și rămâi! Ia! Pe pauza de publicitate, dar revenim!